Un bărbat din Ighișunor a fost surprins de o femeie în timp ce târa un câine pe o stradă din localitate. În cealaltă mână, individul avea o plasă în care se aflau mai mulți pui de câine pe care câteva clipe mai târziu avea să-i arunce la gunoi. Polițiștii de la Poliția Animalelor au fost sesizați, astfel că omul este cercetat acum pentru maltratarea și schingiuirea animalelor. Animalele sunt și ele în siguranță, fiind adoptate chiar de femeia care a alertat poliția. Un bărbat în vârstă de 44 de ani din Șelimbăr a fost reținut luni de către polițiștii Serviciului Investigații Criminale Sibiu, fiind cercetat penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de proxenetism. Individul a racolat mai multe femei între anii 2016-2020 și le-a trimis la produs în Austria. Acestea erau obligate să se prostitueze în bordeluri, iar banii pe care îi făceau îi reveneau proxenetului din Sibiu, care cu ajutorul lor a reușit să strângă 100.000 de euro. Individul va ajunge în fața procurorilor cu propunere de arestare preventivă. Tragediile se țin lanț în județul Sibiu. O femeie în vârstă de 34 de ani a murit marți dimineața într-un accident rutier produs între Boița și Tălmaciu. Aceasta a pierdut controlul mașinii pe care o conducea și s-a răsturnat într-un canal de pe marginea drumului. Impactul a fost fatal, astfel că echipajele medicale ajunse la fața locului nu au mai putut să o salveze. După amiază, o altă nenorocire a avut loc de această dată în Laslea. O bătrânică în vârstă de 78 de ani și-a pierdut viața într-un incendiu izbucnit la o casă de locuit. Sibianca a fost găsită de pompieri carbonizată în bucătăria propriei locuințe.